Sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 15, scandal uriaș la New Super Mario Bros. Wii, vor fi acuzații grave. De la ora 17, feții de Itronos Junior, femei actriță, Indian Turk, femei indoliate, femei corule via al parohiei Brâncuș, va fi studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Între orele ora 20 și ora 22, miezul nopții, vecaraclă a Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și lemnul Sfintei Cruci, procesiunea prima coloană va pleca de la Braniștea, 175 DJ 701 titul, strada Teriului, strada Baiului, Sălcuța Lungulețul, Slobozia Moară, Tărtășești, Ilfov, București, Chitila, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, Biserica Sfântul Andrei Calea Griviței, Parohia Sfântul Gheorghe Grivița, Cimitirul Sfânta Vineri, va fi slujba de pomenire de celor. Adormiți în Domnul, scandal uriaș la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, Biserica Sfinții Pantelimon, Mina și Nectarie, Biserica Sfântul Gheorghe Plevna, Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal, Catedrala Națională a României, Catedrala Mântuirii Neamului, Paraclisul Catedralei Naționale, scandal uriaș la Palatul Parlamentului, Biserica Sfântul Nicolae Vlădica din Prun, Bulevardul Regina Maria, Patriarhia Română, strada Patriarhiei și Catedrala Patriarhală, baldachinul Sfinților din incinta Catedralei Patriarhale. La ora 20, la Catedrala Patriarhală, va avea loc primirea Sfintelor Moaște de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Preafericitul Părinte Iustin Moisescu, la altarul mare de vară. De la ora 19, slujba priveghere, vecernia, litia, utrenia și slujba acatistului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfintei Cruci, parmii apostol și evanghelie oficiată în Catedrala Patriarhală. De la ora 22, la Catedrala Patriarhală, va avea loc tineriași Cluj Suceava și corul Oastei Domnului, filiala Galați, cântări nemuritoare Traian Dorz și preotul Iosif Trifa. Între orele ora 19, ora 21 și 30 de minute, va fi săvârșită denia prohodului Domnului, va fi oficiată la altarul mare de vară, corul Tronos Junior a cântat prohodul, va fi oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale și va avea loc procesiunea în jurul Catedralei Patriarhale cu Sfântul Epitaf. De la ora 21 și 58 de minute, Trinitas TV, postul de televiziune Patriarhiei Române, Noaptea Sfânta și Marea Sâmbătă Identului, icoana punerea în mormânt, Catedrala Patriarhală, interiorul Catedralei Patriarhale, Noaptea Catedralei Patriarhale, Reședința Patriarhală, demisolul Reședinței Patriarhale, Salonul Sfinților Români, autorul este Virgil Morariu, în centrul este redat cu viosul Dimitrie cel Nou în picioare și cu o cruce în mâna dreaptă și un filactel cu textul Cerurile spun slava cui Dumnezeu și facerea mâinilor lui povestește tăria, în fundal se văd Catedrala Patriarhală și crucile de pe dealul Patriarhiei, Casa Betania, Salonul Mitropoliților și Patriarhilor României, candelabru, tablouri realizate de pictorii Vasile Radeanu și Ion Vasiluță de la Curtea de Argeș, la cererea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost pictorul Ion Vasiluță de la Curtea de Argeș, tablourile ulei ale Mitropoliților Țării Românești și Patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ierarh Iachim Hariton Antim.
Atanasie Iermia Teodor Eftimie I, Iosif Macarie I, Ilarion I, Sfântul Ierarh Nifon Patriarh al Constantinopolului, Sfântul Cuvios Ierarh Maxim Brancovici Macarie al II-lea, Ilarion II-lea, Teodor II-lea, Mitrofan I, Valaram I, Anania Efrem Daniel I, Eftimie II-lea, Serafim Mihai Nichifor Eftimie al III-lea, Mihail al II-lea, Luca din Cipru, Grigorie I, Teofil Ignatie Sârbu Ștefan I, Teodosie Dionisie I, Valaam, Sfântul Ierarh Martir Antim Mivireanul Mitrofan al II-lea, Daniel Ștefan al II-lea, Neofit Cretanul Filaret I, Grigorie Grigorie al III-lea, Cosma Filaret, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica pe peretele de nord, Dositei Ignatie Nectarie Dionisie Lupus, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul Neofit II, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica Nifon Calinic Ghenadie Petrescu Iosif Gheorghean Nifon Nicorescu Atanasie Milonescu Conon Armescu Donici Patriarh Imiron Cristian Nicodim Munteanu Justinian Marina Justin Moisescu și Teoptistar Pașu pe peretele de sud, tablouri originale a portrete al Sfântului Ierarh Calinic și a Mitropolitul Grigorie II, camere ale ierarhilor, holul central, icoana Mântuitorului Iisus Hristos, tablouri ale ierarhilor, Samuel Micuchic, Atanasie Milonescu, Sfântul Calinic de la Cernica Neofit, Cretanul Nifon Nicorescu, Iosif Gheorghean, înalt preasfințitului părinte Vasile Costin, arhiepiscopul Târgoviștei, înalt preasfințitului părinte Mitropolit Onorific Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înalt preasfințitului părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, preasfințitului părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a fost pictorul Ion Vasilulță de la Curtea de Argeș, Salonul Justinian Patriarhal, Muzeul Patriarhiilor României, Sala Sinodală, Salonul Teoptist Patriarhal, Salonul Justin Patriarhal, Salonul Miron Patriarhal, Salonul Scala, Sala Felicitas, Casa Tabor, Casa Ierihon, Casa Sfânta Cuvioasă, Parascheva, Cabinetul Patriarhal, Chilia Memorială, Părintele Cleopa Ilie, Birourile Serviciului, Bunuri, Camera Hidrofot, Dormitorul Patriarhal, Cabinetului Patriarhal, Recepție, Cabinetul Patriarhalului, Altarul de Vară, Curtea Interioară, Paraclisul, Sfântul Grigorie, Luminătorul, Parcul, Grădina Maicii Domnului, Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic, Gheorghe al Reședinței Patriarhale, Centrul Social Cultural, Sfântul Apostol Andrei, Reședința Patriarhală Dragoslavele, Reședința Arhiepiscopală și Palatul Arhiepiscopal din Buzăului și Vrancei.
de la ora 18:00-22:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași, denia Prohodului Domnului. De la ora 21:58, Trinitas TV, postul de televiziune al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Noaptea Sfânta și Marea Sâmbătă Identului, Catedrala Mitropolitană din Iași, interiorul Catedralei Mitropolitane, Reședința Mitropolitană din Iași, tablourile originale, portrete ale mitropoliților Moldovei și Bucovinei, Teodosie Ieremia, Iosif Mușat, Damian Joachim, Teoptist I, Gheorghe I de la Neamț, Teoptist II, Calistrat, Teofan I, Grigore Roșca, Gheorghe II de la Bistrița, Grigore II de la Bistrița, Teofan II, Nicanor Teofan II, Gheorghe II, Movilă Nicanor Mardarie, Gheorghe III, Movilă Dionisie Rali Paleologul, Gheorghe III, Movilă Dionisie Rali Paleologul, Gheorghe III, Movilă Dionisie Rali Paleologul, Teodosie Barnovski, Anastasie Crimăca, Anastasie II, Sfântul Ierarh Varlaam Gedeon, Sfântul Ierarh Dosoftei, Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazii, Calistrat Vartic Sava de la Roman, Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului Misail Gedeon, Gheorghe IV, Antonie Putneanul Nechifor, Sfântul Iacob Putneanul Gabriel Calimachileon, Glocă Ambrozie, Serebrenicov, Iacob Stamati, Veniamin Costachi, Meletie, Lefter, Sofronie, Miclescu, Calinic, Miclescu, Sfântul Ierarh, Iosif cel Milostiv, Partenie, Clincen, Pimen, Georgescu, Nicodim, Munteanu, Justinian, Marina, Justin, Moisescu, Teoctist, Arăpașul Preafericitului, Părinte Patriarh, Daniel și înalt Preasfințitului, Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a fost pictorul Ion Vasilulță de la Argeș, Paraclisul Mitropolitan, interiorul Paraclisului Mitropolitan. Catedrala veche din Iași, interiorul Catedralei Mitropolitane vechi din Iași, revista Candela Moldovei al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.